Salutare tuturor oamenilor de Dacia, eu sunt Albert Vrăbiuță și mă bucur să vă am alături. Pentru că știu că mulți dintre voi nu pot urmări clipuri YouTube în mașină și pentru că siguranța e mereu pe primul loc, m-am gândit să facem un alt fel de radio, Dacia 50 Podcast, un podcast de cursă lungă pentru cei care se află la volan, în metrou sau la cumpărături, dar care totuși vor să se bucure de povești cu și despre Dacia. În cadrul acestei serii, îmi propun să trec de primul strat de vopsea al autoturismului copilăriei și să vă prezint evoluția sa istorică așa cum am documentat-o în fotoalbumul documentar Dacia 50. Doresc să clarific un lucru de la bun început. Aceasta nu este o prefață. Așa cum Dacia nu este doar un lucru. Cu Dacia, autoturismul, oamenii au interacționat și interacționează în diferite moduri. Pe scurt, ca urmare a discuțiilor cu oamenii din comunitatea Dacia Autoturismul Copilăriei, dar și cu proprietarii daciilor fotografiate pe teren, am aflat că unii se raportează la ea, mașina, la timpul trecut, în timp ce alții la timpul prezent. Pentru unii dintre ei reprezintă o apariție aproape însuflețită, iar pentru alții un obiect din trecut, pe cale de dispariție. Mia, proprietară a unei dacii de colecție, îi spune cu dragoste Dacia, draga de ea. Dan Liviu își amintește cu melancolie de un bătrân automobil, o roșioară am avut și eu, în vreme ce soția lui Remus ținea la ea cum ține la cățel sau la pisică. Dacia este alintată și franțuzită de Dan. Este săgeata roșie pentru Romeo, o vișinică, mica mea bijuterie pentru Adrian, gălbioara lui Ionuț. Pe de altă parte, în viziunea unui alt Ionuț, ea este singură și tristă, sau o dispărută pentru Mircea, păpată de rugină, așa cum o vede Radu, o despărțire trăită cu lacrimi la propriu pentru Liliana. Dacia, autoturismul de oraș, este o ea, cu mai multe povești, cu forme de viață, pe care le prezentăm așa cum au apărut și cum respiră ele în acest proiect vizual Dacia 50, pe care îl desfășurăm pe parcursul mai multor capitole. Autoturismul Dacia și-a început existența pe patru roți în România anului 1968, atunci când, la 20 august, a ieșit de pe poarta fabricii primul autoturism Dacia model 1100. În anul 2018, putem spune că am trăit deja 50 de ani de drumuri și intersecții, călătorii și aventuri împreună cu Dacia 1100. De aceea, înaintea proiectului vizual, dorim să contextualizăm existența Daciei în peisajul automobilistic românesc, în care autoturismul Dacia 1100 era considerat nou-născutul industriei de automobile românești, iar mai apoi Dacia 1300 era alintată mezinul industriei, precum și în dinamica fascinantelor schimbări prin care ea a trecut în acest semicentenar. De asemenea, prin proiectul Dacia 50 ne dorim să explorăm vizual viața autoturismului așa cum a apărut și s-a imprimat în viața oamenilor și în mediul înconjurător. O altă poveste, cel puțin la fel de interesantă, este cea în care Dacia evoluează pe tărâmul simbolic al diferitelor percepții umane aflate într-o continuă codificare și reașezare. Proiectul cuprinde diversele avataruri ale autoturismului Dacia staționat pe domeniul public, ale autoturismului Dacia restaurat și ale autoturismului reflectat la obiectele de tip suvenir, proprii culturii Auto Dacia. Eu, omul din spatele aparatului de fotografiat, sunt cel care a mers pe urma Daciei pe străzile și trotuarele Bucureștiului, a Daciei restaurate de la paradele auto, din garajele colecționarilor și în căutarea pieselor de colecție, a machetelor și a jucăriilor. În albumul de față, pe care îl considerăm doar primul capitol, Dacia 50, vom vedea atât mașina conectată la spațiul urban,
cât și urmele lăsate de ea pe harta orașului, pe care am poziționat fiecare vehicul descoperit. Așadar, vă propun să explorăm și să vizualizăm relația dintre mașina staționată și oameni, spațiul urban și natură. Pe dinăuntru, mașina pare că aproape și-a ținut respirația. Interiorul Daciei ultimelor decenii ale secolului trecut are aerul unui muzeu al mecanicii și al obiectelor personale care marchează relația dintre posesor și autoturismul cu care circula. Putem chiar afirma că este un fel de muzeu memorial pe patru roți, fiecare autoturism fiind modelat după chipul și asemănarea posesorului. În descrierea fiecărei fotografii din proiect au fost incluse coordonatele geografice ale locului în care ea a fost realizată. Astfel, putem urmări dinamica acestor mașini și a spațiilor urbane comparând imaginile preluate de Google Street View în anul 2014, acolo unde ele există, cu cele descoperite de mine în anii 2016 și 2017. Și, de ce nu, prin observație directă, parcurgând din nou aceste străzi din București, având drept ghid volumul de fotografii Dacia 50. În anul 2018, împreună cu Cristina Irian, ne-am întors din nou pe terenul explorat în urmă cu 2 ani pentru a vedea ce s-a mai întâmplat cu mașinile fotografiate. La finalul capitolului vizual, am adăugat însemnările de teren cu detalii legate de aceste dacii, de evoluția lor în timp și mai ales de poveștile lor așa cum le-am cules de la proprietari, moștenitori, foști proprietari sau chiar vecini de cartier. Indiferent de modul în care regăsim istorica Dacie, ca mașină funcțională ce se deplasează pe șoselele țării sau în postura de mașină ieșită din circulație, staționată în spațiul urban sau rural, ea are astăzi aerul unui obiect însuflețit, în interacțiune cu mediul în care se află. Eu sunt Albert Vrăbiuță, vocea Dacia 50 Podcast și acesta a fost episodul introductiv. Identitatea vizuală a fost creată de Ilustrescu. Dacia 50 Podcast apare de 2 ori pe lună, joia. Dacă vrei să afli când apare un episod nou, dă-mi un follow pe YouTube, Instagram, Facebook sau verifică din când în când website-ul nostru dacia50.ro. Mulțumesc pentru audiție, pe curând!